Ziua Drapelului Național al României este sărbătorită în fiecare an pe 26 iunie și marchează importanța simbolului național al țării. Drapelul României, în culorile sale tradiționale, roșu, galben și albastru, reprezintă o sursă de mândrie și unitate pentru toți românii. Această zi specială oferă o ocazie de a celebra și a reflecta asupra valorilor și istoriei bogate legate de Drapelul Național. Evenimentul a fost marcat și la Deva. Spunea domnitorul Alexandru Ioan Cuza în anul 1863. O țară nu poate exista fără standard, stemnă și imn. Sunt trei simboluri naționale care definesc orice neam unit. Standardul este simbolul onoarei și vitejiei. Evocă trecutul glorios al poporului, lupta națiunii române pentru libertate națională. Astăzi, cu respect, ne plecăm frunțile în fața drapelului național ca simbol al unității noastre de veacuri, ca simbol care a consimțit existența noastră ca țară. Pentru noi, culorile drapelului, albastru, galben, roșu, au însemnat și înseamnă libertate, dreptate, frăție.